Un proiect cu fonduri europene, o clădire reabilitată și modernizată și multă ambiție. Așa a pus la punct primarul din Verguleasa o formă de învățământ de tip after school pentru copiii din localitate. Educația a fost un domeniu prioritar și trebuie să fie un domeniu prioritar. Am implementat un proiect prin fonduri europene SE 2009-2014, Spațiul Economic European, fonduri Norvegia, Islanda, Liechtenstein. A fost un program destinat în principal romilor, cu o valoare 223.000 de euro. Pentru a demara proiectul, primarul a reabilitat o clădire veche, ce aparținea fostului CAP, a modernizat-o, iar copiii și cadrele didactice se bucură acum de cele mai bune condiții. Cei 81 de copii care au fost selectați pentru a face parte din grupul țintă au participat la activități educative, un fel, să spunem, after school. După orele de curs, vin la centru unde servesc o masă și desfășoară activității educative. Doar câteva localități din mediul rural beneficiază de această formă de învățământ. Pentru că proiectul are succes, activitatea de tip after school va continua și în anii următori, aceasta fiind și una dintre condițiile prevăzute pentru implementare de partenerii de proiect. În prezent, finanțarea este asigurată de Consiliul Județean Olt.